și mi-a spus că să mă angajeze ca supraveghetor în Angro, ca să aplanăm dacă apar unele conflicte. Însă mi-a spus, cred că tu te văd că ești băiat serios și astea, nu cred că te-ai mulțumit doar cu un salariu care câștigă un bodyguard. Pot să vă dau și alte lucruri de făcut în afară de chestia asta, printre care ne-a propus ce a spus el. Okay. Și în momentul acela n-a refuzat, n-a spus nici da, nici nu, a rămas doar să vorbim, pentru că sincer mi-a fost frică. L-am văzut ce privire avea, ce fel să manifeste, ce fel de cruzime, vă rog să mă credeți, avea o cruzime așa în vorbă, spunea, îl sclodiți, vedeți cum scăpați de el, să nu mai văd în fața ochilor. Da. Bine, domnule, e în regulă, oricum. Ține legătura. Mulțumim mult pentru informații. Deci, Florin, Carapoz, am înțeles de la el că îi cunoaște din 93-92, a lucrat cu el, a făcut multe lucruri, știți, măgări românește cu el. Și a zis, domnule, eu am făcut multe, dar când a ajuns doar vorbă la tâlhării, ca să te terminăm. Bun, și v-ați dus la poliție, ca să revenim la firul cronologic al evenimentului, ați depus reclamații, v-ați scos de la IML sau de unde era, la spital, la acea adeverință de internare, și ce s-a întâmplat după aceea? Nu s-a întâmplat nimic. Mulțumim mult regiei pentru materialul oferit și după o asemenea emisiune, normal la o țară civilizată, democratică, conform datelor care avem că această țară are democrația cam de 20 de ani, trebuia să autoritățile să autosesizeze, trebuia să intervine prin procuror al țării, trebuia să intervine președintele al țării sau alți oameni competenți, să țară această casetă sau aceste casete și bineînțeles să avem urmări. Dar am spus la o țară civilizată. Din păcate, și țara mea, ca să nu creadă cineva că am ceva cu țara asta, iubesc țara asta foarte mult, din păcate și țara mea și Grecia, adică și țara dumneavoastră, nu fac parte din țările civilizate. Suntem pe un fel de mai jos de Africa, de aceea se întâmplă evenimente de genul ăsta. Așa, pentru ochii lumii, alegerii care se întâmplă acum în zilele noastre sunt pentru ochii lumii, pentru povestirii adevărate. Nu s-au autosesizat, domnul Cătălin, niciunul, da? După asemenea emisiuni. La alte țări, măcar în țara mea, sună prin procuror, dacă există vreun prim procuror în țara asta, dacă aveți, nu știu, dacă există vreun procuror în țara, aveți ceva genul ăsta, nu știu, vorbesc cu autoritățile, nu cu publicul acum. Normal, după această emisiune trebuia să se autosesizeze, să cheme pe domnul Cătălin Năstase, pe moderatorii emisiunii, pentru a da toate datele referitor la aceste acuzații. Vorbim de cineva care comanda crimele la o țară ca Africa, da? La o țară, la un continent ca Africa și la o țară din Africa, există procurorii care se autosesizează. În țara asta există vreun procuror? Sau toți dorm? Nu îi zignim, dar există posibilitatea să se facă bine dacă ei dorm tot timpul, să fie o stare de bine. A spus cineva să trăim bine. Și toți dorm în țara asta. Repet, eu ca moderator, există cineva în țara asta să se autosesizeze după asemenea reclamații? Pentru că există indivizii în țara asta care comand crimele. Există cineva? Dacă nu, hai să plecăm cu toții, să lăsăm cheile la proprietarii noștri, să mergem la o altă țară, măcar să, acolo unde se îndibla legea juglei. Domnul Cătălin Năstase, cineva s-a autosesizat după aceste reclamații la domnul Dan Iaconescu? Absolut, până la ora actuală. Din 2007, din 2007 până la ora. Deci v-am zis. A fost cineva la putere și este cineva care spunea să trăim bine. În afară de el, mai sunt și alții care vor să vină la putere, care au batjocorit pe această lume, care spunea să trăim bine. Nimeni de la dumneavoastră, după această emisiune a lui Dan Iaconescu, nu s-a autosesizat. Deci nu numai asta, v-am zis, funcția mea și eu vreau să, că sunt vicepreședinte Uniunii Arabilor din România, da? Da. Dacă cu mine se întâmplă așa ceva, care vorba e, răspund la comunitatea arabă, am încercat să intrăm în societatea română, da? Am încercat să fim cât mai, adică să ne integrăm. Integrăm în societatea română. Nu se întâmplă, nimeni nu te întreabă de sănătatea ta, fiindcă este buzră. Cine este buzră?
Nu. Nu putem fi altfel separat, unul arab și unul altul, și unul străin, unul francez, unul grec. Eu am fost în Grecia, domnului Nikos, într-un oraș invitat de un prieten grec, după ce am făcut o barație. În orașul respectiv, am văzut unul cum este Buzra, era primarul orașului respectiv. A luat jumătate de munte, unde a construit un castel unde trăiește numai el, de izolat de restul oamenilor din orașul respectiv. Am anunțat pe cineva, cum ala pe cineva, am fost și am întrebat pe oameni care sunt acolo, bătrâni, m-au spus că el este sprijinit de politicieni din centru. Da. Eu vreau să spun că pentru domnul Buzra, domnul Buzra trebuie să înțeleagă că nu orice arab este o bradă ușoară pentru el și pentru alții. Autoritatea romană trebuie să înțeleagă să-l urmărească pe domnul Buzra, dacă poate, nu cine fură un ou, este condamnat în închisoare, cine fură un bou, face ce vrea și face tâlhării și amănința pe domnul Natalin Castase, care este, Inastase, care este vicepreședintele Uniunii Arabilor din România. Domnul de Cătălin Nastase nu este unul singur. Face parte din comunitatea arabă de România. Da, oricine avem... amănință pe el, poate amănință domnul pe Jamper, alții. Domnul Jamper, avem o dovadă, o mărturie indirect la emisiunea domnului Dan Diaconescu, că cineva comanda crimele în țara asta. Asta nu mai este... Asta am vrut să spun. Da, această dovadă, plus dovada că mascații când au intrat la el acasă, au bândit toată casa lui, au intrat pe lucruri intime ale familiei sale. Acest mascat reprezintă pentru noi cetățenii acestei țări siguranța națională, siguranța statului, siguranța noastră a tuturor. Acest oameni nu poate fi comandat de oricine să ajungă într-o casă de un cetățean de oarecare. Trebuie ei, când ajungă pe undeva, trebuie să fie bine informat, bine bun, slab bun, că acest om care a intrat la el acasă reprezintă amenințarea la siguranța statului. Atunci, cum poate să ajungă acolo fără să știe comandantul suprem acestui mascat sau comandant suprem care reprezintă siguranța statului de România? Sunt două lucruri, trebuie nu dumneavoastră, nici domnul Cătălin să ne dea. Trebuie autoritatea statului să analizeze aceste probleme cu amenințarea lui domnul Cătălin care va fi la altor, mai ales că avem altă dovadă care n-a zis, îmi pare rău domnul Cătălin, dar eu țin minte ca moderator emisiunii și realizator emisiunii Fara Frontiere, vreau să spun că dovadă că el a mai fost domnul Buzra asociat și a avut director general alt irachian din afară de domnul Cătălin Nastase, care da, a fost Muhi, bătut, cheamă Muhi, Muhi, da, care Muhi, a fost da. Bătut măr, da. Intrând la spital, nici nu l-a vizitat, cu atât mai a mult l-a determinat. L-a bătut Buzra personal cu bodyguards, în complex. Și a fost plecat din țară, faptul că ăla nu a fost cetățean român, a avut cetățenie irachiană, a fost trimis pachetele la el în țară, având interdicție de 10 ani să nu mai intre în România. Eu nu vreau să spun că omul ăla și este o valoare, ca să nu spun cine este. Avem informații precise cine este în Irakul lui acum. Să batem joc de un om de valoare, mai ales și domnul Cătălin Nastase, unchiul lui este procuror general din Irak acum. Ca să știe domnul Nastase. Trebuie să spunem că dumneavoastră a fost oficial în Irak cu armata romană, un om care deci conform, la armata romană. Deci conform datelor domnului Puzrea, dumneavoastră sunteți un terorist deci pentru un om, dar dumneavoastră acest terorist îl trimite statul roman oficial la armata romană să viziteze armata romană. Adică nebunim în țara asta, luăm razna, grecul de razna. Da? Concedență sau un fel de cadou, după ce am venit din delegație în vizită, am vizitat armata română din Irak și Corescu, știți dumneavoastră foarte bine că te duci, nu sunt în Bagdad, în altă zonă și ce se întâmplă, ce se întâmplă. Convenția care a făcut mie Buzra când am venit, a trimis mascații la mine acasă, cojitorul lui colonelul Secu, cu năbătul lui Buzra,
Da? Da. Să fie martor? Asta a fost cadoul lui Buzră când am venit eu din Irak. Adică tot face, deci el știe foarte bine că nu se întâmplă.